te-a dus a doua oară la retreat? De fapt, dragostea și plăcerea de a fi alături de voi m-a dus în primul rând, iar a doua cea mai mare dorință a mea a fost ca de fapt să cresc și să mă dezvolt mental, emoțional, să pot să fiu mai pregătit, mai puternic, iar de obicei în viața de zi cu zi devenim puternici poate doar într-o singură latură a noastră, iar aici la retreat cumva am simțit că am crescut și emoțional, și energetic, psihologic, de ce nu? Și plus că am întâlnit o groază de oameni de la care am avut și învățat, de la care m-am inspirat, cu care am trăit momente unice, oameni cu care eram nerăbdător să mă văd în fiecare dimineață, să mă ridic din pat și să petrec următoarea zi în compania lor și compania voastră. Mulțumesc frumos pentru această oportunitate minunată de a fi aici, în acest minunat loc, în această minunată vilă și alături de așa mulți oameni valoroși. Mulțumesc frumos! Cu ce te-a ajutat retreat-ul și ce ai cu tine acasă din el? Da, retreat-ul 2021 m-a ajutat în primul rând să mă regăsesc, să pătrund mai adânc în interiorul meu, să văd acele frici, acei balauri cu care mă confrunt, acele probleme care nu se văd la exterior, dar care cu siguranță sunt în interior și care blochează ascensiunea mea, blochează dezvoltarea mea, progresul meu. Și iată, anul acesta am pătruns mai adânc în interiorul meu, am descoperit aceste frici, aceste emoții negative, le-am eliminat sau sunt în proces de eliminare și un lucru foarte important care am învățat anul ăsta să fac a fost să învăț cum este să trăiești în fiecare zi aici și acum. Dacă îi descrie retreat-ul într-un singur cuvânt, cum este? Într-un singur cuvânt, te-aș spune wow!